Salut! Astăzi o să vă arăt cum o să demontăm bara față la un Seat Leon 1x1. Ca să vă explic așa în mare, avem aici un șurub de tip Torx de 30, dacă nu mă înșel. Aici încă unul, aici încă unul și aici încă unul. 4 șuruburi aici sus. Apoi, să mergem în partea cealaltă, că nu se vede aici. Să vedem poate aici. Nici aici nu se vede. Ideea este că mai sunt aici un șurub, 2, 3, 4. Aici. O să rotim roata spre dreapta și o să desfacem cele 4 șuruburi. Și de asemenea, sub mașina, cred că mai sunt încă vreo 4, la fel, care trebuie desfăcute. Și apoi o să vă arăt eu. O să trebuiască, după ce desfacem toate șuruburile, să tragem para ușor, pentru că este prinsă niște clipsuri pe ambele părți, stânga-dreapta. O să revin după ce desfac șuruburile. Așa, să revenim aici. Aici, într-adevăr, avem 4 șuruburi de tip Torx de 20, pe care le desfacem. 1, 2, 3, 4, 5 sunt. În păcate nu se vede, dar sunt 5 șuruburi toți de 20, le desfaceți, le dați afară și aia este. Bun, am terminat de dat toate șuruburile jos. Până la urmă au fost acestea 6 aici, pe partea asta, 6 torți de 20, aici, 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 aici și aici sus au fost 4 de torx de 30, pe partea cealaltă identic 6 și sub mașina încă 4 torx de 20. Și în momentul de față am detașat para de mașină. Acum, următorul pas este să tragem și o declipsă. Iată. Vedeți? Se trage ușor și se declipsează. Ideea este că nu pot eu să filmez acum. Cred să și filmez. Ideea este că trebuie să trageți ușor și mașina va ieși din clipsuri. O să vă arăt după ce o scot, pentru că mi-e frică să nu rup ceva și am nevoie de ambele mâini. Am reușit, am declipsat-o. Toată treaba este să se tragă foarte ușor. Începeți de aici și trageți ușor și o să iasă fără probleme. Este prinsă în acele clemi. Și aici. Și aici identic. Și acum, următorul pas este să o apucați. Nu știu, de unde puteți, din zona asta. Și trageți ușor. Dacă aveți proiectoare de ceață, să aveți grijă că și ele vor fi legate cu niște cabluri și să nu le rupeți cumva. Le declipsați și apoi după aceea atașăm bara. O să vă arăt apoi cum arată mașina cu bara dată jos. Vă spuneam, am tras foarte ușor de ea, mașina nu mai este prinsă în absolut nimic, doar, în păcate, telefonul meu nu prea focalizează. Asta îmi poate se vede aici. Aici, uitați, da, haideți că se vede. Deci, ca și în partea cealaltă, mai este firul de la proiectorul de ceață, pe care o să-l deconectăm și aici și în partea cealaltă și apoi bara va fi complet liberă. Și cam asta este videoul de astăzi. Cam așa se dă bara jos. Ca să o puneți înapoi, o puneți pe poziție, se înfig iarăși părțile astea în clipsurile de aici. Haideți să vă și arăt. Clipsurile astea intră aici. Împingeți, clic, toate șuruburile la locul exact în sens invers și cam asta este, nu este foarte complicat. Vă mulțumesc și sper că v-am ajutat.